Cam asta este. Să știți că legat de proiectul cu Discord-ul, o să îl duc până la capăt, fiindcă foarte mulți v-ați dorit chestia asta și am observat că sunteți foarte încântați. O să văd exact cum o să fac, dar 100% vreau să-l duc până la capăt. Chiar dacă mulți ați avut păreri pro și contra, da? Eu îmi doresc să-l duc până la capăt, fiindcă este un proiect care o să vă ajute enorm, credeți-mă. Adică e un proiect care este adresat pentru cei care chiar vor să învețe, chiar vor să trăiască din asta toată viața și chiar vor să înțeleagă că nu poți să faci nimic în viață fără să înveți. Da? Credeți-mă, eu vă spun că sunt un om simplu, un om care pentru mine să învăț a fost și este cel mai greu lucru. Da? Eu nu sunt un om care are o capacitate atât de mare încât să învețe așa. Nu, am nevoie de... Dacă un om învață în 5 minute, mie îmi trebuie 15. Da? Dar credeți-mă că am o ambiție de fier și o tărie și un caracter încât am înțeles un singur lucru. Scopul este unul singur. Niciodată să nu renunți. Chiar dacă toată lumea o să zică că ești un loser sau ești un pierzător sau ești ce vrei tu. Credeți-mă, toți mari oameni care au făcut bani în trading au pierdut enorm, enorm, fiindcă doar pierzând te educi, doar așa înveți, doar așa ajungi să evoluezi, să afli din ce ești făcut, să afli cât de tare ești, ce caracter ai. Credeți-mă, dacă ai câștiga mereu, n-ai ajunge nicăieri. Doar din pierderi învățăm. De exemplu, ați observat și în viața de zi cu zi. Atunci când pierzi, viața se dă peste cap. Atunci când lucrurile nu merg așa cum vrei tu, suferi, da? Adică doar așa înveți. Credeți-mă că eu am trecut cu multe faze de astea, da? Am pierdut enorm ca să ajung unde sunt. Iar dacă credeți că nu pot să vă învăț niște chestii, nu e nicio problemă. Da? Repet, scopul meu este să vă învăț și să vă arăt chestii reale. Chestii din care puteți învăța și chestii care puteți ajunge undeva, fiindcă eu asta îmi doresc. Sincer, asta îmi doresc să fac și asta fac. Fac ce îmi place. Da? Într-un final am găsit ceva care chiar îmi place. Da? Bun, vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru tot. Vă doresc o zi bună și baftă. Mi-aș cerut câțiva dintre voi să analizez moneda ORN Compound. Bun, haideți să o analizăm. Exemplu, ne uităm un time frame pe daily și arată cam rău. De ce? De fapt, exact la un suport foarte important. Exact unde suntem acum. Suport, vedeți, a fost rezistență, apoi a devenit suport, suport, suport. Suport, suport, suport. L-a ținut maxim. Nu s-a bătut nimic. Pe munte. Bun. Pe daily, haideți să ne uităm și la RSI. Arată bun, sunt șanse de aici să întoarcă. E foarte important să ține suportul ăsta. Dacă rupe suportul ăsta, cam nasol. Eu cred că nu o să-l rupă. Aici o să coboare. La 3,8. Dacă îl rupe, dar văd că e volum din ce în ce. Sunt șanse foarte mici să-l rupă. 30%. Bine, dacă se duce BTC-ul la 24 de mică idee, nu are nicio treabă. Asta ca de rachet. Bun. Ne uităm pe un time frame de 4 ore. O să observăm așa. RSI-ul dă semne să întoarcă. Deci e posibil aici să plece. Creează un canal. Avem aici un trend mai exact. Se pare că avem un trend descendent și totodată o rezistență foarte puternică unde se pare că a rupt-o. Da? Ce vă spun se pare? Că volumul ăsta de aici, da?
ne arată ceva. Dar ce s-a întâmplat de aici ne arată că l-a rupt. Acum suntem pe el, da? Ia suport, dar e foarte important să-l ține și pe ăsta suport. Deci sunt șanse în proporție de 55% merg în sus. Urce. A rupt trendul ăsta. Trendul ăsta a stat ceva pe el, vedeți? Încerca să-l rupă. O dată, de două, de trei, de patru. Da? S-a chinuit un pic pe el. Da? Bun. Deci, momentan, puteți să așteptați cu stop loss sub, da, dacă sunteți în poziții. Dacă e să rupă linia roșie, e clar, oară mult mai mult. Normal îl ține, vedeți că îl cam ține. Bun, ia să vedem ce Custom Channel. Custom Channel spune că în momentul când se înverzește și suntem exact pe suport, șanse foarte mari să plecăm de aici. O 4 ore deja avem prima lumânare roșu deschis. Vrea să pleci. Bun. Haideți să ne uităm la Compound. Compound. Arată foarte bine. Daily. Am făcut o analiză aici. Puneam, de exemplu, vedeți ce înseamnă canalul, vedeți ce înseamnă să știm când să-l tragem și cum să-l tragem. Momentul când a rupt, da? Unde o să meargă? Să testeze prima dată de unde a căzut. Din vârful canalului. Și avem, da? L-a rupt. A mers să-l testeze, dar de fapt ce a mers să testeze? A testat pe daily. Moving average 200. L-a rupt. Da? Și acolo le-a suport. E absolut ceva normal. Dacă îl ține suport, clar o să meargă mai departe. Dacă nu ține suport, da? Îl rupe, oprește aici. Să vedem pe 4 ore. Indicatorii arată foarte bine. Și MACD-ul și RSI-ul. Pe 4 ore arată foarte bine. Aș mai aștepta o leacă. Poate să, pe adevăr, poate să coboare până aici. Până la 3,66 dacă ne uităm pe daily. Da, poate să mai coboare un pic și să urce înapoi. Dar e important să-l țină pe ăsta. Și acum arată, nu, s-ar putea să nu mai coboare. De ce? Fiindcă 200 lei suport. 200 lei suport la 390. Iar acum e 411. Eu zic că s-ar putea să-l țină. Dar tot timpul, și dacă e să intrați în poziții sau dacă sunteți în poziții, așteptați, așteptați un pic, da? De ce? Fiindcă odată ăsta, când avem semnal că bai intersecteze, 2, ăsta încă n-a rupt 50-ul, o ce rupe 50-ul, pot să vă garantez că pleacă, trebuie. Sau și dacă sunteți în poziție, eu aș sta cu stop loss aici. Aici înseamnă la sub 360. Că dacă ar rupă 4 ore, moving average 200, EMA 200, ar putea să meargă în jos. Da? Bun. Cam asta este. Baftă!